venit momentul. A venit momentul să vă spuneți niște lucruri minunate, niște lucruri din suflet pe care le simțiți, în care credeți și pe care telespectatorii să le asculte așa. Ei sunt martorii poveștilor voastre de iubire. Valentin, te rog să vii acolo și să-ți aștepți încă o dată mireasa. Alina, dacă este pregătită. Și un aspacardin. Jurăminte. Hai că v-ați mai obișnuit un pic. De parcă n-ar fi stat lângă mine tot timpul ăsta. Doamne, cum oftează el acolo. Puțin aer. Se întâmplă ceva. Ceva fac, stric mobila. Parcă am emoții la fel cum te-am văzut acolo. Nu, eu n-am emoții, eu sunt așa, sunt ok. Trec prin asta ca prin... Asta face parte din jurământe? Sau? Nu. Eu trebuie să țin asta? Nu. Nu. Babe, să știi că am mare emoții, deci dacă mă încurc să... Nu te cred. Dar vreau să încep prin a-ți mulțumi. Nu am crezut vreodată că voi întâlni pe cineva să iubesc atât de mult. Am zis da când m-ai întrebat dacă vreau să fiu iubita ta, deși aveam inima umbrită de frica despărțirii. În schimb, tu mi-ai arătat ce înseamnă dragostea și am început să mă îndrăgostesc de tine în fiecare zi. Mi-ai arătat ce înseamnă iubirea și am început să te iubesc din ce în ce mai mult. Te iubesc pentru că mă iubești, te iubesc pentru că văd în tine tot, casă, familie, copii. Te iubesc pentru că ești tu și îmi dai voie să fiu eu lângă tine. Am trecut prin lacrimi, dar le-am acoperit cu zâmbete. Am trecut prin certuri, dar am amorat doar împăcările. Iar pentru asta, să știi că vreau să fii soțul meu, iar eu soția ta, doamna Lupăștean, pentru tot restul vieții. Și pentru asta, te voi iubi până la sfârșitul lumii, până când tot în jur se va opri. Te voi iubi cum n-a făcut-o nimeni, trecând prin toate nuanțele de gri. Te iubesc. Și eu te iubesc. Aș vrea să spun decât că da, ai dreptate cu tot ce ai zis. Iar jurămintele mele să fie cam atât, da, să treci la următorul pas. Dar în mintea mea totul a început așa, cerându-i lui Dumnezeu o femeie cu care mă pot certa, iar El mi te-a dăruit. Te-am văzut stând acolo pe canapea, mi-ai plăcut, dar n-am crezut niciodată că am și ajuns să te iubesc atât de mult. Atât de mult încât să-mi doresc să fii mama copiilor noștri. Să ajung să văd în tine o femeie puternică, o femeie perfectă, o femeie iubitoare, dar bineînțeles o femeie geloasă. Ea nu se putea de altfel. Da, 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 și aici și acasă. Așa. Da. Și aici și afară. Dar de altfel așa cum mi-am dorit. Ai fost exact așa cum am dorit. Cum ar spune un mecanic cu toate dotările. Poate că ai multe defecte, dar pentru mine așa ești perfectă. Cu toate defectele pe care tu le ai. Eu nu le văd pentru mine și cea mai perfectă așa. Și aș vrea să-ți promit că am să mă străduiesc toată viața să te fac fericită. Vreau să-ți promit că am să mă străduiesc toată viața să-ți ofer toată afecțiunea de care tu ai nevoie. Vreau să-ți promit că am să fiu de acord să dorm pe ce parte a patului îți dorești tu. Să nu te mai mânăși cu mine în gură. Vreau să-ți promit că am să te trezesc dimineața, nu cum fac eu de obicei, cu nervi, ci am să te trezesc dimineața cu mărțișori pupici, lent, poate și 2 ore dacă ai nevoie, să nu te mai superi să mă cerți tot pe mine. Vreau să-ți promit că toată atenția mea, indiferent unde vom fi, va fi asupra ta. Și îți promit și că o să te las în scos dinți, așa cum mi-ai spus în momentul în care te-am cerut de soție. De-abia aștept să-mi pui alții noi. O să te cost de ceva. Și mai vreau să știi că tot ceea ce însemn eu, te iubește pe tine. Te iubesc. Și eu te iubesc. Domnul primar, e momentul să intrați dumneavoastră în scenă. Alina Valentin, vă rog, în dreptul acestor documente care o să fie foarte importante pentru voi. Te-ai luptat. Te-ai luptat? E ok. Mă ține cineva să... Cetățene Lupăștean Aurel Valentin, de bună voie și neslit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana HD Alina? Da, o iau în căsătorie. Cetățeană HD Alina,
de bunăvoie și neslită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul lupăștean Aurel Valentin? Da. Poți să sărut mireasa? Deci nu este la șocul. Cred că trebuie să semneze acum, nu? Nu, nu. Nu? În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Asta era cel mai important. Atât s-o fost, da? Și acum partea cu semnatul. Fiți atenți. Până nu semnați, nu se pune. Puteți să facem o baie după aia? Nu, că mai avem. Mai avem. E rând la căsătorie aici. Să reușesc să fac semnătura, să nu fac ceva de genul. Ok, repede, Alina. Și aici? Mai are. Mulțumesc. Și mireasa? Cu numele ales. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumim și noi, Alina Valentin, familia Lupășteanu, o să vă rog să mergeți să luați loc. Îi mulțumim domnului primar pentru moment. Îl chem în câteva clipe din nou, pentru că e momentul să trecem la următorul cuplu. Perneș? Oh, hai! Să vină logodnica. Cred că aveți ceva să vă spuneți. Draga mea soție, în momentul în care am intrat în casă și te-am întâlnit, m-am îndrăgostit din prima clipă. Știam că va fi greu, dar erai, ești tot ce îmi doresc. Îți mulțumesc pentru toate clipurile frumoase oferite, pentru tot ce am trăit lângă tine. Tu, cea frumoasă, inteligentă, dulce și specială. Acesta este motivul pentru care am decis că vreau să lupt pentru noi. Iar în final vreau să spun că te vreau lângă mine să stai. Ești tot ce-mi doresc. Ești al meu best frumos, fără de care nu am rost. Te iubesc. Și orice s-ar întâmpla în această lume, împreună trecem peste toate de mână. Te iubesc enorm. Dragul meu, babes, vreau să încep prin a-ți mulțumi pentru omul care ești, pentru răbdarea pe care ai avut-o în toată această perioadă și pentru perseverența de care ai dat dovadă. Ai reușit în decursul acestor luni să mă faci să iubesc și să mă simt iubită. Nu am mai simțit singurătate. Tu m-ai ajutat să prind din nou încredere în mine. Îmi doresc ca sentimentele noastre să rămână vii, o veșnicie. Și încă o zi. Iar dragostea dintre noi să înflorească fără oprire. Noi doi avem tot. Tot viitorul în față, să trăim tot ce ne-am propus. Iar ținându-ne de mână, ne va fi mult mai ușor să depășim orice obstacol ne va apărea în cale. Te iubesc. Te iubesc mult. Domnule primar, vă rog frumos, Sabrina, Perneș, o să vă rog să veniți aici. Cetățene Perneș Andrei Vasile, de bunăvoie și nesilit de nimeni, în căsătorie pe cetățeana Imbrea Sabina Larisa? Da. Cetățeană Imbrea Sabina Larisa, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Perneș Andrei Vasile? Da. Asta a dat surpriză. Iubesc.
În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Nu pot să scriu. Nu te pot ajuta. Scriu cu stânga. Doamne, îi tremură mâna. Nu, asta e sănătura. Doamnelor, sunteți bine, da? Nu. Asta a fost surpriza finalei, de fapt. Nici asta nu e a mea. Nici nu o să mai fi. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Gata? Da. Mulțumim, domnule primar. Familia Perneș, vă rog frumos. Ai, trebuia să fie Imbrea. Familia Perneș. Aici, aici. Domnule primar, o să vă rog să mai mergeți odată la locul dumneavoastră. Sese, este rândul. Opa. Tău. Nu cu scaun. S-o prins la baliera, nu mă lăsa să plec. Om cu scaun la cap. Lasă-mi. Hai, Giovanna. Oh, Doamne. Hai. Hai, Mute? Da. Cred că aveți ceva să vă spuneți. Da. Dragă soț, iubit și drag, inima mea, în această zi curată, vreau să știi că tu mi-ești tot. Lângă tine am învățat să iubesc cu adevărat. Suflet bun și minunat, acum am tot ce-mi doresc, iar pentru asta îți mulțumesc. M-am îndrăgostit orbește, iar iubirea noastră crește. Ziua asta e luminată, mă simt binecuvântată, visele ni se împlinesc. Eu îți voi deveni soție. Vreau să știi că te iubesc și mai vreau să știi ceva. Pentru viață sunt a ta. Draga mea, vreau să spun că de la început nu am crezut că îmi voi găsi aici marea iubire. Dar când am observat chipul tău luminos, zâmbetul tău prețios și acești ochi albaștri, am simțit totul. Atunci, nu știam că acest chip frumos îmi va fi alături pentru tot restul vieții. Dar acum, că suntem aici, visul mi s-a împlinit. Să fii tu familia mea și eu o să te iubesc toată viața. Voi fi sprijinul tău mereu, și la bine, dar și la greu. Inima mea, poetă, când în casa am intrat și eu surprins, plăcut, am fost... Haide că poți! Eu iubirea îmi căutam și am găsit tot ce am vrut. Fata mea misterioasă, zâmbitoare și frumoasă. M-am îndrăgostit chiar eu. Vrei să fii a mea mereu? Da! Dar da, acel da nu este complet până nu vine domnul primar, pentru că lui trebuie să-i răspundeți. Giovanna Sese, vă rog frumos, în fața actului foarte important, domnule primar. Sunt Seserman. Așa. Da. Nu mai am emoții. Nu am emoții. Nici eu. Nici eu nu mai am. Gat. Nici eu. Cetățene, Seserman Cătălin Alexandru, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Ciorbă Giovanna Denisa? Da. Și soarele, vezi? Cetățeană, da. Ciorbă Giovanna Denisa, de bună voie și nesilită de nimeni, în căsătorie pe cetățeanul Seserman Cătălin Alexandru? Da! Iubesc. Și eu te iubesc. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Aplauze pentru familia Seserman. Familia Seserman. Vă tremură mâna pentru că prima voastră semnătură în calitate, mă rog, a Giovanei, în calitate de Giovanna Seserman.
poftă în dragoste. Ioi. Trebuie să o schimbăm. Ok, domnule primar, o să vă rog să rămâneți aici și să veniți alături de mine. Giovanna Sese acolo, o rugăminte. Familia Lupăștean, familia Perneș și familia Sesterman, o să vă rog să vă ridicați, pentru că, atenție, urmează codul familiei, niște lucruri pe care trebuie să le țineți minte. Ia să vedem. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut următoarele dispoziții din codul civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creștere și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice și sociale, încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Soții își datorează respect reciproc, fidelitate și sprijin moral. Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărâ să locuiască separat. Și ca să vă mai repet o dată, în urma consimțământului dumneavoastră, personal și liber, vă declar căsătoriți. Aplauze! Aruncă buchetul! Mulțumim mult, domnule primar, să le purtați noroc. 3 familii avem în marea finală, familia Lupăștean, familia Perneș, familia Sesterman. Doamne, zi Perneș, că ai avut, cred că ai trecut prin emoțiile vieții tale. Știți că vorbesc în mod special cu el, pentru că ei au spus că ei nu se căsătoresc, domnule, ei nu se căsătoresc. Cine, eu? Eu n-am spus asta. Eu am spus și eu am avut emoții. Sabrina, tu, sunteți bine? Cum e așa la proaspăt, la cald? Zi, Alina. Real? E real? Acolo, sunteți bine? Da, sunt foarte bine. Am avut un pic. Ai avut, buchetul. Normal, toată lumea are emoții într-un astfel de moment. Nu vreau să mă gândesc ce a fost în sufletul familiilor, dar și în sufletul telespectatorilor, acelor de acasă care în toate aceste luni au fost cu sufletul alături de voi, v-au votat, v-au certat, mă rog, știți voi toate lucrurile astea, să vă iubiți, să vă respectați, că asta e cel mai important, să fiți parteneri în tot, să faceți copii frumoși și să ne mai scrieți din când în când și nu uitați niciodată că aici, la Mireasa, v-ați cunoscut. Asta este cel mai important dar al vostru.